Cetățeanul belgian condamnat la 17 ani pentru acte de pedofilie după perchezițiile care au avut loc în anul 2014 la complexul de agrement de la Balotești, deținut de belgian, dorește rejudecarea dosarului. Cetățeanul belgian a ajuns în arestul poliției Doljene în anul 2014 după perchezițiile procurorilor DIICOT Craiova, care au găsit în laptopul bărbatului imagini pornografice cu minori de 5-6 ani, dar și fotografii cu acte sexuale cu minori cu vârste chiar și de 5-6 ani. Procurorii craioveni precizau că unele dintre fotografiile găsite la belgian au fost făcute la baza agroturistică din satul Balotești, județul Mehedinți. Belgianul a fost trimis în judecată pe 1 iulie 2014, iar pe 25 mai 2015, judecătorii de la Tribunalul Dolj au pronunțat sentința. Belgianul a fost condamnat la o pedeapsă totală de 21 de ani și 8 luni închisoare cu executare, plata unor daune morale în valoare de 6.000 de lei pentru 3 dintre victimele sale și 3.000 de lei cheltuieli judiciare ale statului. Belgianul a formulat pe 1 august o cerere de revizuire a sentinței. N-a avut însă mai mult noroc. Judecătorii de la Tribunalul Dolj au respins luni 17 octombrie cererea de rejudecare.